Vicepreședinta Organizației Județene de Femei a PSD Călăraș, Mirela Tache, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în data de 18 noiembrie la sediul formațiunii politice despre posibilitățile de atragere a fondurilor europene prin programul operațional regional 2021-2027. Potrivit acestei, autoritățile publice locale vor putea depune proiecte pentru investiții în clădiri publice, monumente istorice, clădiri rezidențiale și instituții de învățământ. Totodată se vor putea accesa bani europeni pentru activități de realizare, amenajare, dotare de parcuri și grădini publice, păduri urbane, grădini botanice și zone verzi existente. Se va pune un accent deosebit prin acest program pe intensificarea acțiunilor de protecție și de conservare a naturii și infrastructurii verzi. Eu am venit aici să vă prezint câteva oportunități de finanțare pentru perioada următoare de programele 2021-2027, atât în calitate de vicepreședintă în cadrul Organizației Județene de Femei, dar și în calitate de membru în cadrul grupului de lucru al Departamentului Fondurilor Europene din cadrul Consiliului Național al Partidului Social Democrat. Astăzi eu mă voi referi la un document aflat în consultare publică, respectiv Programul Operațional Regional 2021-2027 și vom discuta pe obiectivul de politică 2, care se numește o regiune cu orașe prietenoase cu mediu, astfel încât autoritățile publice locale să-și facă o idee despre ce pași trebuie să urmeze în următoarea perioadă pentru a obține finanțări în cadrul acestui program operațional. Pentru prioritatea a doua este alocată o sumă în valoare de 290 de milioane de euro, aproximativ, din Fondul European de Dezvoltare Regională și are două componente, două obiective specifice. Un obiectiv specific care se referă la promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze. Și aici vorbim de investiții în clădiri publice, monumente istorice și pentru prima dată se discută pentru monumentele istorice și de partea de activități de consolidare a acestora pentru, în funcție de riscurile identificate și măsuri de utilizare a energiilor alternative de energie. De asemenea, se prevăd investiții în clădiri rezidențiale, atât în locuințe individuale, cât și cele sociale, dar și măsuri de eficiență energetică a clădirilor administrative ale primăriilor, a instituțiilor din subordine, inclusiv a cele de învățământ. Pentru această activitate, s-a pregătit inclusiv, este în lucru un portofoliu de proiecte, la nivelul, inclusiv la nivelul județului Călăraș, care va fi finanțat prin instrumentul de finanțare Elena. Este un instrument al Băncii Europene de Aperdului, prin care se vor pregăti documentații aferente proiectelor de investiție pentru următoarea perioadă de programare. Astfel, prin această facilitate Elena, se vor pregăti aproximativ 100 de documentații pentru o suprafață de aproximativ 48.000 de metri pătrați în cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia. Un al doilea obiectiv specific al acestei priorități este cel legat de intensificarea acțiunilor de protecție și de conservare a naturii și a biodiversității și infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare. Aici sunt alocați undeva la 86 de milioane de euro și vizează activități de realizare, amenajare, dotare de parcuri și grădini publice, păduri urbane, grădini botanice, zone verzi existente, de exemplu grădinile zoologice. Chiar am fost la o vizită la grădina zoologică unde se dorește un astfel de proiect de infrastructură verde-albastră în momentul de față. Și inclusiv sisteme de drenaj, pavaje permeabile, acoperișuri, pereți verzi, iazuri de retenție, tot ce înseamnă sisteme urbane de drenaj. Alte sisteme de colectare a apelor pluviale și realizarea de bazine de retenție pentru stocarea apei în vederea gestionării inundațiilor și a secetei. O altă acțiune este cea de îmbunătățire a calității apei prin realizarea de insuline
insule plutitoare, zone umede, grădini plutitoare, alte lacuri pârale existente și amenajarea terenurilor slab utilizate sau abandonate, precum și împădurirea, reîmpădurirea zonelor expuse la alunecări de teren. Pentru zona de împădurire am mers în partea de ieșire spre Drașna, unde se dorește o zonă de împădurire pentru protejarea noului cartier care se construiește în acea zonă a Călărașului și s-au discutat o oportunitate de finanțare tot pe acest coridor verde-albastru. Pentru aceste coridoare verzi-albastre se dorește reabilitare, regularizare, dragare, râuri, lacuri, canale, realizare de străzi, treceri, pasarele pentru pietoni, bicicliști, trasee de ciclist pietonale, conversie sau reabilitarea coridoarelor de transport abandonate, și aici vorbim de căi de ferate, de linie ferată abandonate, pentru a deveni căi de acces de biciclete sau alte pentru alte zone de relaxare. De asemenea, se dorește amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, crearea de infrastructuri conexe de utilitate publică, inclusiv pentru acostarea de nave turistice fluviale. În acest sens, pentru ca autoritățile publice să poată să depună finanțare în cadrul acestui obiectiv de politică, este neapărat să se realizeze un plan de infrastructură verde-albastră la nivelul autorităților publice, pentru că altfel nu pot fi eligibile proiectele. Există în momentul de față pe site-urile instituțiilor, inclusiv pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Suntenia, câteva documente care pot fi utile autorităților publice în elaborarea acestor planuri de infrastructură verde. Ultimul document este chiar un exemplu de tipologii de infrastructură verde-albastră care se pot influența. Pot lua exemple de bună practică autoritățile publice și să regăsească proiecte asemănătoare, să le adapteze la situația localităților, specificul geografic al acestora. Cam atât aș dori să spun despre acest obiectiv de politică. Aș atrage atenția și nutrez speranța că viitorul guvern va acorda o prioritate pentru a semna acordul de parteneriat cu cei de la Comisia Europeană. Fără acordul de parteneriat, vreau să vă spun că niciun program, indiferent în ce stadiu se află în momentul de față, nu poate fi aprobat și fără aprobarea programelor nu se pot finanța, nu se pot deschide linii de finanțare în depunerea proiectelor. De asemenea, am sesizat o serie de informații în spațiul public ale diferitelor consultați care oferă potențialul beneficiar tot felul de facilități pentru obținerea de finanțare. Dacă cumva există astfel de informații, să știți că pentru perioada 2021-2027 nu este deschisă nicio linie de finanțare și aveți grijă de informații în cazul în care doriți să scrieți proiecte și pe urmă intrați și mergeți mai departe cu acești consultanți. Vă mulțumesc frumos!